Această femeie din satul Jitoșnița din Mehedinți și-a văzut moartea cu ochii când un incendiu de vegetație uscată a prins în apropiere a fost la un pas să înghită casa. Ce să fac? Pericol aici pentru dumneavoastră. De acolo în jos venim coate. V-ați speriat? Cum să nu, că tremur totul. Până să ajungă pompierii, sătenii au sărit în ajutor cu ce au avut la îndemână. Într-un final, pompierii au reușit să oprească focul și au descoperit o groapă cu deșeuri aruncate ilegal de săteni. Cel mai probabil de acolo a plecat totul. În ultimele trei zile, pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea 20 de incendii izbucnite la vegetație uscată. Suprafața afectată a fost de peste 90 de hectare. Probleme mari sunt și în Prahova din cauza secetei. Sute de hectare sunt calamitate. Cel mai rău stau culturile de porumb și floarea soarelui. Fără un sistem de irigații, fermierii nu prea au speranțe pentru viitor. Pe zi ce trece, lucrurile se accentuează, sunt din ce în ce mai grave, încep să apară pierderi în culturi. Există un program de reconversie care are și o măsură de irigare prin picurare, sprijinit de Ministerul Agriculturii. Este foarte accesibilă. Singura problemă majoră în anumite situații este sursa de apă. Pe câmpurile din județul Timiș, 60 de hectare de vegetație uscată și lucernă s-au făcut scrum. Din cauza secetei și schimbării frecvente a direcției vântului, au fost afectate peste 20 de hectare de vegetație uscată și miriște și de asemenea au ars 5 hectare de grâu și 40 de hectare de lucernă. Pompierii au intervenit la 21 de incendii în doar 24 de ore. În continuare, cea mai mare amenințare o reprezintă sătenii care dau foc resturilor de pe lângă gospodării.